Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta această povestire. Mă numesc Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună povestea cu numele Mister din cartea grasă și proastă a regretatei Rodica Ojoc Brașoveanu. Întâi de toate, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi sigur că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă povestire, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un share și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Încet, încet, am ajuns la ultima povestire din cartea grasă și proastă. Povestirea se numește Mister. Și, practic, de mâine, de luni, vom începe cel mai probabil necunoscuta din congelator. Ce vreau să vă spun, o să vă reamintesc acest lucru și mâine pentru filmul care va începe, nu? Pentru cartea care va începe. Nu voi putea să o citesc pe toată, pentru că sunt aproximativ 500 de pagini și atunci să știți dumneavoastră că o vom împărți în capitole. Da? Voi încerca să citesc undeva cam la o oră și jumătate pe fiecare film în parte. Dar despre asta mai multe mâine. Acum este rândul ultimei povestiri din cartea grasă și proastă. Să începem! Făcea parte dintr-o generație pentru care a da un anunț la matrimoniale în scopul găsirii unui partener reprezenta, din toate punctele de vedere, un act umilitor. Întâi, că recunoșteai din start că nu ești în stare să arcănești în bătătură un singur crac de ismană, adică n-ai niciun spor, pe urmă, ipso facto, că ești o persoană ciufută, izolată și fără anturaj. Ca să nu mai vorbim despre vulnerabilul care te va urmări toată viața. Nu-i nicio scofală că la cea mai mică discuție, generatoare din principiu de mari scandaluri, să ți se amintească în mod sadic că ai fost o femeie fără succes și că, dacă n-ar fi existat un bou ca subsemnatul, să îi se facă milă de tine, azi împleteai cosiță albă într-o garsonieră confort 3. În ciuda repulsiei, organică și rațională, față de un astfel de demers, Lily parcurgea totuși anunțurile pe temă atunci când le întâlnea în diverse publicații. Multe o amuzau și, pe urmă, era interesant să observi către ce anume se îndreptau preferințele oamenilor. Suplă și blondă devenise un soi de condiție sine qua non, în vreme ce femeile se mulțumeau leitmotiv cu seriozitate și carnet auto. Asta, ca notă generală, că ce altfel aveai ocazia să întâlnești pretenții dintre cele mai fisticii. Trăgând linia, după o vreme, Lily constată că ideile încep să îi se schimbe și că preceptul din bătrâni conform căruia vaca bună se vinde din graj și-a cam pierdut valabilitatea. Lucrurile se schimbaseră, vaca se duce azi singură la târg și își alege ea cumpărătorul. Un anunț dintre cele mai semnificative și departe de a fi singular îi smulsese cu câțiva ani în urmă broboada de pe ochi. Era vorba despre o tânără cu aspect de top model, bașca două limbi străine și două diplome universitare de maxim interes, dreptul și științe economice, în dotare. Și să nu-mi spui, comentase Lily, că una ca asta n-are amatori. Uite însă ce condiții pune. Subiect până în 35 de ani, chipeș cât cuprinde, om de afaceri prosper și obligatoriu cetățean străin, made numai și numai în SUA, Canada sau Suedia. Era limpede ca un clar de lună. Fătuca știa ce oferă și pretindea pe măsură. Nu accepta să stea de vorbă decât cu eventuali Jack, Olaf sau Jimmy Arțar, frumoși și pricopsiți, iar de al de dăștia nu întâlneai la orice colț de uliță, trebuiau căutați. În consecință, nimic umilitor, ci doar exigență și troc corect. Totuși, Lily se decidea greu, ne debarasăma nevoie de prejudecăți vechi, de mentalități moștenite care ne-au însoțit de când ne ținem minte, familiare și apropiate ca un coleg de școală. Rezerve de tot soiul o țineau de poale, cine știe peste ce golan dai, el poate să spună că-i ministru, nu orice pană vopsită e coadă de păun.
Chestiunea e că Lily suporta tot mai greu singurătatea și nu ăsta era baiul cel mai mare, dar anii treceau și odată cu ei simțea că se trece și ea. Mai fusese căsătorită, nebunie de tinerețe, mai erau încă studenți, dar după câțiva ani se despărțiseră. Despărțire fără dare, fără copii de disputat și fără amintiri. Pe urmă, nici nu știa cum se rostogolise vremea, după 30 de ani zilele alunecă, parcă le dăbrâși cineva din vârf de deal, nici nu știi când te-ai sucit și dintr-o dată mâine s-a făcut alaltă ieri. Și uite așa, ajunsese la vârsta mijlocie, peri indiscreți și tari începuseră să-și facă loc de mustață, iar colegele de birou foarte tinere îi spuneau tanti. Își mai dădea cu pumni în cap că pierduse 7 ani numărați așteptând telefoane și mărțișori de la un bărbat însurat. Era șeful ei direct, un bărbat încântător de altfel, dar vorba mai găsi a lui Lily. Bine om, da, nu e al tău. Ce sperase, nici ea nu știa. Tipul o avertizase de la bun început că nu-i dispus să divorțeze. Prea slabă ca să-l părăsească, alesese varianta cețoasă și călduță a lui văzând și făcând, care o scutea de acte categorice. O părăsise în schimb el și cu aceeași dezinvoltură și pe nevastă sa ca să se însoare cu o puștoaică de 20 de ani. Asta se întâmplase însă după 90, când ochiul vigilent al partidului încetase să scotocească sub plapumele oamenilor, iar încălcarea moralei proletare nu mai echivala cu adio funcție și post, adio pașaport. Două întâmplări și un citat căzut întâmplător sub ochi pe o filă de calendar determinară decizia lui Lily. Întâi, căsătoria unei colege de serviciu cu un francez. Chestiunea se rezolvase în câteva luni și acum era bine mersi, mare și fericită cu coană la Grenoble, iar dacă te luai după fotografiile trimise în țară, începeai să crezi în poveștile cu feți frumoși călărind cai năzdrăvani. Și asta în urma publicării unui singur anunț la o agenție olandeză, Ecce Homo, care facilita contacte cu cetățeni din întreaga lume. Luând pildă, o altă colegă, cam de vârstă cu Lily, se adresă aceleiași agenții care cu aceeași promptitudine și seriozitate oferi de astă dată un belgian. Din nou, punct țintit, punct lovit, scenariul de fericire se repetă a idoma. Lily căzu serios pe gânduri, dar elementul propulsor care îi dădu brânci pe pârtie îl constitui citatul lui Saint-Beuve. Destinul își bate joc de micile noastre calcule, spulberând adesea șansele pe care noi le credeam cele mai serioase, pentru ca altădată să ne asigure succese din direcții la care nici nu ne gândeam. Lily zări aici, limpede, intervenția destinului. Aforismul îi se potrivea mânușă și nu întâmplător îl descoperise chiar acum, în momente de mare cumpănă. Se fotografie portret color, așa cum cerea agenția, își alcătui un curriculum vitae și o listă, modestă de altfel, cu condițiile ce trebuiau îndeplinite de viitorul candidat. Primise scrisoarea recomandat și a prins o lumânare la biserică pentru dezlegare de cununii. Serioși și eficace olandezii, nimic de spus, după două săptămâni, Lily primi un plic voluminos conținând câteva rânduri din partea agenției și 4 răspunsuri la oferta ei. Pe amatorul din Australia le excluse din capul locului prea departe, departe de ce? Londonezul era prea bătrân, o diferență de 20 de ani nu a înghițit ca pe un antinevralgic, al treilea un italian din Neapole, prea avea figură de tenor și ea în general n-avea încredere în trubaduri. Al 4-lea candidat îi se păru însă realmente interesant. Era elvețian, ceea ce îi făcu de la început bune impresii. Ăștia cam nemți, oameni serioși și exacti ca și ceasurile lor. Îl chema Klaus, locuia la Zurich și avea o mică fabrică de anvelope. Fotografia îți aducea dinaintea ochilor o figură de intelectual uscățiv, cu privirea cam obosită și o calviție bine instalată, dar incontestabil distins. Genul de bărbat delicat care nu se încheie la pantalon niciodată în prezența nevestii și se ridică să-i aprindă țigara chiar și după 20 de ani de căsătorie. Mai contau și vârstele, foarte apropiate, căci Lily, la 45 de ani, considera că mai are dreptul la o viață normală din toate punctele de vedere.
Așa a început corespondența cu Klaus, care dură cam 3 luni de zile. În răstimp o și sună de câteva ori din Zurich, dar amândoi se simțeau atât de emoționați și stângaci, încât Lily, deși gâdilată de atenție, prefera scrisorile. Klaus nu era un poet, dar avea un stil limpede și concis, vizualizai imediat ce încerca să exprime și la fel de imediat îți dădeai seama că ai de-a face cu un intelectual. La începutul iernii, simțeau amândoi că deveniseră prieteni, își cunoșteau grijile și preocupările, își cereau și ofereau sfaturi, scrisorile începuseră să semene jurnale de zi cu dări de seamă amănunțite ale celor mai neînsemnate întâmplări. La începutul lui decembrie, Klaus își anunță intenția de a petrece vacanța de Crăciun, inclusiv Revelionul, în România. În sfârșit, aveau să se cunoască. Lily primi vestea cu emoții de logodnică fecioară. Zilele trecură în zbor, febril, aproape în panică, Lily având impresia că nu va reuși cu niciun chip să fie gata la timp cu pregătirile. Se apucase să și zugrăvească, o aberație, considerau pe bună dreptate prietenii, căci nu o să lase Klaus Zimmentalul și șaufențele de dragul unui apartamentel tupilat în Dristorul Valach. Lily considera însă că prima impresie contează, vroia să-l sperie cu performanțe de maestră între ale gospodăriei. N-avea ce să-i ofere, românii obișnuiți ca ea sunt săraci. Vroia în schimb să-l asigure că, la o adică, se pricopsește cu o housekeeper de mână întâi. Se și brodeau lucrurile, dacă te pricepi, Crăciunul te face vedetă, dându-ți posibilitatea să te desfășori din plin, să oferi un adevărat recital de însușiri menajere, curățenie sclipitoare, bun gust, chiar simț artistic, mostre de artă culinară și de cofetărie. Toate într-un cadru sărbătoresc. Și apoi, las pe Lily, dacă nu ți-o plăcea, să nu-mi dai bună ziua. Plină de încredere, se apucă de treabă. Evolua pe teren propriu, îi plăcuse dintotdeauna să facă menaj și, cert, avea vocație. Acum și stimulent, ce mai vreți? Își planificase să termine totul, cu punct și virgulă, pe 22 seara cel mai târziu, urmând ca pe 23 să se ocupe în exclusivitate doar de ea. Coafor, manicură, pedicură, masaj. Nu obișnuia, dar văzuse prin filme că face parte din toaleta completă a unei doamne, cosmeticiană. Ah, și să nu uite, vorba vine. Mai trebuiau scoase rochea și dupiesul de la tanti Fifi, croitoreasa eminentă a întregului cartier. Pe 23 seara, răsuflă ușurată. Klaus urma să sosească în cursul dimineții de mâine. După cum se înțeleseseră, avea să tragă la Hotel Capitol, unde își rezervase un single, apoi va lua un taxi și ținte bine Lily. Doar la gândul emoțiilor care o așteptau, simțea în loc de inimă un ciocan pneumatic. Avea emoții firește, dar și o doză de siguranță. Se simțea bine în armată, îți făcea plăcere să te uiți la tot ce te înconjoară, ea însăși nu se mai sătura cântărind efectul câte unui amănunt. Totul era gândit și exploatat la maximum, dar cel mai mult impresiona senzația de cleștar și spumă de ou, perdea față de masă, broderii, pe care o emana întregul interior, iar pomul o minunăție. Acadea, nu prea înalt, dolofan, brumat, e, o relație de la spații verzi și încărcat ca un pom de Crăciun. Pe urmă, detalii care mai de care mai drăgălașe, cununițe de braț și vâsc prin toată casa, lumânări în sfeșnice de diferite mărimi care, aprinse concomitent și fără niciun fond de lumină electrică, vor crea o atmosferă fascinant romantică, casete cu colinde din toată lumea, un pachetel elegant, modest, dar rafinat, pregătit sub crengi pentru Klaus. Mai pune câteva sticle de vin vechi, un frigider burdușit cu bunătăți și, Doamne, ține-mă, o cămașă de noapte de 1 milion, la care n-ar fi strâmbat din nas niciun vizir. De atâtea emoții și bucurii, intuite și imaginate în avanpremieră, Lily nu închise un ochi toată noaptea. După toate calculele ei, aterizare, vamă, sosire la hotel, un duș, etc., Klaus nu putea ajunge la ea înainte de ora 11,
și în orice caz nu mai târziu de 12. Că era gata să deschidă ușa încă de la 10, asta e altă poveste. De fapt, pentru dimineață nu-și lăsase mare lucru de făcut. Atâta doar să înfețe așternutul cel mai bun din dulap, să întindă cuvertura, un vis de pangli și dantele, păstrată pentru ocazii mari, și să scoată florile din frigider. Le ținuse acolo peste noapte ca să nu-și piardă prospețimea și, într-adevăr, aranjate acum cu dichis în glastre, păreau nou-nouțe. Nu zău, își zise contemplând ansamblul în final. Era o poză de casă, o drăgălășenie să-ți vină să o mănânci. Nici ea n-arăta rău, constată privindu-se mulțumită în oglindă. Și asta, în ciuda nopții nedormite, a acelor baticului și sulului ținut sub ceafă în loc de pernă pentru a-și menaja coafura. Ezitase îndelung asupra ținutei. Ca mai toate femeile care se simt bine în ambientul pe care și l-au construit și stau mult acasă, aveau un set întreg de rochii de interior cochete și chiar sexy. I se părea totuși nepotrivit să afișeze de la prima întâlnire o ipostază prea intimă, prea ar fi avut aerul că se grăbește să-l deschidă la pantaloni. Pentru că avea picioare frumoase și era totuși dimineață, se decise pentru un pantalon colant, ca un al doilea rând de piele, și un soi de bluză opulentă, croșetată cu ochiuri largi din fir de mătase. Machiajul era discret, părul impecabil, gherlanul păstrat tot pentru zile mari, aroma discret. Pe cai lilișor și își ridică mânecile deasupra coatelor, de parcă s-ar fi pregătit pentru o partidă de kickboxing. Klaus sosi, emoționat ca un adolescent, stângaci din cauza timidității și încărcat ca un catâr. Două genți uriașe de voiaj, pline de coloniale și delicatese, abia îi mai lăsau loc lui Lily să se miște prin bucătărie. Fâstăcită, repeta mereu, da zău că nu trebuia, de ce v-ați deranjat, te-ai deranjat, e prea mult. Klaus vorbea mult ca să-și ascundă tulburarea. Despre călătorie, despre vama indiscretă, primele impresii despre București. În vremea aceasta, ochii alergau în toate părțile, scotocind fiecare ungher și Lily se felicită că zugrăvise, că nu cruțase niciun efort pentru ca totul să se prezinte fără cusur, țais. Îi era clar că pentru Klaus contează felul în care o femeie înțelege să țină o casă. În realitate, Klaus nu vedea nimic, iar ochii îi zburdau din pricina emoției și a timidității care îl împiedicau pe moment să o privească direct pe Lily. Dacă l-ai fi întrebat în clipele aceea ce culoare de păr are femeia din fața lui, ar fi fost incapabil să o spună. O cafea, totuși, și o vișinată tărișoară, specialitate românească, explică Lily, neuitând să precizeze întreagăt că-i producție casnică, avură darul să destindă atmosfera. Lily știa să stimuleze conversația, făcându-l să vorbească mult despre el însuși, iar Klaus, un gureș de fel, mai ales când începea să se simtă în apele lui, discuta cu plăcere. Faptul că ei doi se cunoșteau într-un fel contribuie esențial la crearea unei ambiențe plăcute. Din scrisori știau preferințele, preocupările, hobby-urile, ba chiar și opțiunile politice, amănunt care împiedică instalarea tăcerilor penibile de la un moment dat. Dar cățelul, se interesă Klaus. Unde-i Max? Mi-ai scris atâtea despre el că eram curios să-l cunosc. Lily începu să râdă. L-am dus la o vecină ca să nu ne deranjeze. E cam nervos când vede pe cineva pentru prima oară. În realitate, Max era o potaie imposibilă, rezultatul isteric al aventurii dintre un foc exterior și o canișă, amândoi belali. Zbârnâia că a uitat în priză chiar și în somn, lătra non-stop și ascuțit, nu agrea pe nimeni și avea o privire criminală. În totul, un câine antipatic. Lily îl luase de pui ca să nu se simtă singură și, în ciuda păcatelor, îl îndrăgise. Aceasta însă nu împiedica să constate că Max agasa, crea o stare de disconfort vizitatorilor, transmițându-le nervozitatea lui. În consecință, considerase că e mai prudent să scoată animalul din peisaj, cel puțin la prima întâlnire. Klaus insistă însă să-l aducă, era un mare iubitor de animale și Lily, deși cu inima strânsă, în cele din urmă consimți spre ușurarea vecinei, care se simțea ajunsă la capătul puterilor.
Lily se aștepta la tot ce-i mai rău, dar, după câteva mârâieli și târcoale de prospecție, Max se lăsă mângâiat, dădu din coadă și, deși tot zburdalnic și gălăgios, nu manifestă agresivitate. Extraordinar! Se miră Lily în sinea ei. Nu l-am văzut niciodată atât de prietenos și simțea cum inima îi clipește de bucurie. Se bucura de două ori. Întâi, că animalele se pricep la oameni, îi intuiesc și Max, un ultrasensibil, nu s-ar fi atașat din prima clipă de un om rău. Al doilea, oferea în premieră o mostră de sociabilitate în care lui Lily se părea că deslușește alt semn al destinului. Avea aproape certitudinea că agenția olandeză Ecce Homo i l-a adus în mod providențial pe Ecce Homo. Apoi, faptele se derulară cu viteza unui ghem de lână scăpat din poală. Klaus își schițase în prealabil un plan al vacanței, nu era pentru prima oară în România, față de care Lily nu a avut nicio obiecție. Bref, urmau să consume între Crăciunul la București, pe care îl cunoștea prea puțin, apoi vor pleca spre munte. La Câmpina, Klaus are prieteni, un cuplu cam de vârsta lor, foarte simpa, care de altfel au și făcut o vacanță la el la Zurich. Klaus propunea și aici câteva zile, după care Lily și Klaus vor petrece un revelion romantic în doi la Sinaia, unde prietenii lui au o vilă. Dacă Lily preferă cumva hotelul... Nu, Lily nu prefera hotelul. Se și vedea într-un living lambrisat cu un cămin în care butucii inim de jăratic torc ca niște motani uriași, șampania îngropată în frapiera umplută cu zăpadă va fi băută în cupe înguste, așa se poartă, în care ți rupi nasul, la ferestre urla viscolul și lupii. Max, pe post de eternul prepelicar din romanele englezești, va completa tabloul. Crăciunul trecu repede ca un vis. Lily a avut suficient tact ca să evolueze cu răbdare și să descopere că, odată depășită timiditatea, Klaus putea deveni un admirabil camarad. Îi arătă Bucureștii contemporani și de odinioară, îl conduse în muzeele cele mai reprezentative și, exceptând ajunul, mâncară prin diverse restaurante. Asta, spre disperarea lui Lily, rămasă cu urgie de bucate în frigider, dar necazul înregistra și o notă pozitivă. Klaus nu era zgârcit, cheltuia cu dezinvoltură. Chiar și atenția pe care i-o pusese în pom, sacii cu produse alimentare, bașca, dovedea larghețe. Broșa, o panglică mică de aur bătută în scântei de diamante, nu constituia desigur o avere, dar nici gablonț ordinar sau vreun turcis penibil, chiar dacă e marcat 14 carate. Încă un amănunt interesant, Klaus nu se comporta agresiv, ca să vorbim între noi femeile, Lily decisese de la bun început o conduită sobră. Își amintea de biata maică-sa, care tot o locănea pe când mai era fată în casa părinților. Dormitorul are o singură cheie, nu te grăbi să dai de la prima întâlnire. Klaus, pe de altă parte, nu i-o ceru. După serile petrecute la restaurant ori vreun cabaret, o petrecea până în dreptul casei, mulțumindu-se să-i sărute mâna. Câtă delicatețe, câtă distinție, aprecie Lily, totuși vag îngrijorată. Pe 28 dimineața, se îmbarcară în Fordul închiriat de Klaus. Se îndreptau spre Câmpina, prima haltă din itinerariul fericirilor viitoare. Max, ușor anesteziat cu bromoval ca să nu devină incomod până la destinație, dormea pe canapeaua din spate. Călătoriră comod, traficul specific revelionului încă nu începuse, iar conversația agreabilă, nepotignită în pauze apăsătoare, o umplu pe Lily de curaj. Fapt de netăgăduit, se simțeau bine împreună, aveau ce discuta, ori amănuntul constituia un avantaj considerabil. Ajunseră pe nesimțite la Câmpina, unde îi aștepta masa întinsă și ceea ce Lily aprecie drept mostră de tact desăvârșit, paturi proaspăt înfățate în două camere distincte. Peste asta, soții P erau simpatici și tonici în felul caracteristic al cuplurilor care se înțeleg, la fel de evident fiindcă tânjau după încă un sejur la Zurich. Făceau și spuneau tot ce i-ar fi făcut plăcere lui Klaus să înregistreze. Lily se simți bine la ei, cât îl privește pe câinele Max, acesta a avut parte de două zile de fericire zburdând liber și fără lesă prin curtea familiei P. Când se despărțiră,
În după amiaza zilei de 30, toată lumea se simțea cât se poate de mulțumită. Mulțumiți de ei înșiși, mulțumiți unii de alții. Vizita constituise un succes și un bun preambul la ceea ce începuse să se țeasă între Lily și Klaus. Ajunseră la Sinaia spre seară, adică, dat fiind anotimpul, pentuneric. O bună bucată de vreme scotociră orașul în căutarea adresei, dar erau bine dispuși, nu-i zorea nimic, așa că bâșbâielile drept înainte, apoi a doua la stânga trebuie să faceți un ocol, vă întoarceți în centru și de acolo constituiră un prilej de amuzament. În cele din urmă, detectară vila care, Dumnezeule, ce decepție! Lily se rezămă de zidul netencuit, pradă unui sentiment necunoscut până atunci. Îi venea să plângă și să râdă în același timp. Ce imaginase ea? Perezi lambrisați, o blană de urs așternută în fața căminului, unde duduie harnic buștenii și, Doamne, ce de drăcinu se puteau consuma aici! Lily roșea în sinea ei. Mult mai romantic, nu-i așa, decât în prozaicul dormitor cupe de șampanie, arome de cătină, cămașă de noapte de 1.000.000. Un hoho de râs isteric îi zgudui întreaga făptură. Klaus o privi derutat, ai fi zis că s-a rătăcit în pădure. N-arată prea bine, îngână. E fioros, prietenii tăi sunt nebuni. În realitate era o construcție neterminată, singura încăpere improvizat locuibilă fiind dormitorul. Cât privește baia, o catastrofă. Apă rece, un veceu care nu funcționa decât cu găleata pusă la îndemână și frig, ghețărie ca de altfel în întreaga hudubaie. Nu putem rămâne aici, declară Lily pe un ton hotărât. De acord, hai să căutăm un hotel. Max, unde-i Max? Max îi răspunse din baie unde își rezolvase problemele de ordin intim. Lily ridică din umeri. La mizeria de aici nu mai contează. O cuprinse un sentiment de frică, o teamă care parcă prefigura dezastrul. Totul începuse atât de bine, un itinerar limpede care ducea logic spre o stație terminus luminoasă și fericită. Și acum, dintr-o dată, totul devenea nesigur, tulbure, înfricoșător. Ce caut eu aici cu ăsta? Și probabil, la fel se întreba și Klaus. Era tăcut, conducea nervos, vizibil obosit. Punând moț, Max se lansă într-unul din recitalurile lui isterice, iar ea, Lily, se îndoia că în seara de 30 s-ar putea găsi o singură cameră liberă pe întreaga Valea Prahovei. Un suspin ușor îi scăpă de pe buze. Klaus întoarse capul și o bătu ușor pe mână. Hai să nu disperăm, se întâmplă lucruri și mai rele. Lily zâmbi recunoscătoare. Previzibil de altfel și în ciuda bancnotelor verzi fluturate pe subnasul recepționerilor, nu găsiră nimic. Peste tot ful și atmosfera de sărbătoare, avanpremieră de revelion. La 10 seara, renunțară. Vor dormi cum vor putea pe șantierul familiei P, dimineață vor face un tur al stațiunilor, un soi de plimbare dacă tot sunt aici, apoi vor lua drumul Bucureștilor, unde vor petrece revelionul la Lili. O noapte de coșmar, cu blănurile pe ei și un Max în sfârșit amorțit de frig și, în consecință, mut. Mâncară ceva din traistă, încercară să facă haz de necaz și, după câteva păhărele de coniac, Klaus întinse mâna spre Lili. Se dădu înapoi, îngrozită. Nu, Klaus, aș avea impresia că o fac într-un gang. Nu prima oară, nu așa. Începu să plângă. Înțelege-mă, te rog, ar fi un dezastru, un eșec oribil. Klaus renunță, înclinându-se politicos. Mai rase un pahar de coniac și se scufundă într-un somn agitat. Lily veghe de parcă ar fi ținut morțiș să se pricopsească cu o frumusețe de cearcăne care îi mâncau jumătate de obraz. Dar Dumnezeu e mare, veni și dimineața. Nimic nu-i încă pierdut, se încuraja Lily în drum spre București. Am tot ce-mi trebuie acasă pentru o noapte reușită de anul nou, dar în primul rând, confortul, care după catastrofa Sinaia va părea o binecuvântare. Călătoriră la fel de comod ca și la venire, majoritatea turismelor urcând și nu venind la vale, către București ca ei. Lily trăgea mereu cu ochiul la profilul osos, pe care nu putea citi nimic în afară de concentrarea la volan. Schimbul de impresii nu fu prea viu,
Klaus declarând la un moment dat că nu nutrește decât o singură dorință, o baie fierbinte și câteva ore de somn. Adăugă liniștitor: ceea ce începe uneori prost se poate termina foarte bine. Dar noi n-am început prost, suspină Lily. Dacă nu ne-am fi încurcat cu vila prietenilor tăi, totul ar fi mers perfect. Mă întreb ce a fost în mintea lor, cum de ne-au putut trimite în asemenea mizerie. Klaus ridică din umeri. Să nu ne mai gândim la ce a fost, să ne ocupăm de ce va fi în continuare. Dragă prietenă, dacă bornele voastre nu mint, mai avem doar 30 de kilometri până la București. Era exact 5:30 seara când parcară în fața blocului. Lili și-a făcut socoteala că e numai bine. Va pregăti imediat baia pentru Klaus, îl va culca, are peste 5 ore de somn până la miezul nopții, după care se va ocupa de organizarea festiva serii și de ea însăși. Va avea chiar timp să se și odihnească. Max lălă înainte, urcând scările de nebun și aștepta în fața ușii, zbârnâind și lătrând de mama focului. Blocul fiind de 4 etaje și deci fără lift, Lily și Klaus, încărcați de bagaje, ajunseră mai greu. Când se găsi din nou între parametrii familiari, Lily respiră fericită. Cum o fi sau s-o brodi, până la urmă nu știu clar, cel puțin sunt la mine acasă. Își aruncă blana pe un fotoliu și, înainte de toate, se repezi în baie să pregătească o cadă împărătească. Săruri, loțiuni, body cream și diverse soiuri de săpunuri. Pentru Klaus. Se auzi strigată și intră în sufragerie, ștergându-și mâinile de un prosop. Am dat drumul la apă, Klaus, dacă vrei. Poți să intri în baie. Bărbatul își frecă palmele înfrigurat. Abia aștept. Mai cobor doar un minut, am uitat în mașină trusa de toaletă. Peria de dinți, mașina de ras, pijamaua. În regulă, nu întârzia că se răcește apa. Leau și pe Max să mai facă puțină gimnastică. Lasă-l pe Max că s-a fățâit destul. Câinele era nebun, nu știai niciodată la ce te poți aștepta din partea lui, mai ales scos fără lesă și pentuneric. Cu Klaus, care nici nu cunoștea împrejurimile, riscul de a-l pierde era mai mult decât aproximativ, aproape cert. Klaus coborâ și Lily aprinse cuptorul. Până la masa de revelion mai erau niște ore, n-ar strica să-i ofere după baie o gustare caldă. Dădu la o parte bagajul, să nu-i stea în drum, scoase whisky-ul din bar și cubulețe de gheață din congelator. Observase că lui Klaus îi place să dea start la indiferent ce ar întreprinde cu un pahar de alcool bun. Rămase dintr-o dată țeapănă, străfulgerată de o bănuială, parcă presimțire care îi strânse inima. Klaus coboruse de 10 minute. De mult trebuia să fi fost înapoi. S-a întâmplat ceva. Închise apa la baie și, înșfăcându-și din mers blana, o luă la goană pe scări. În câteva secunde, record olimpic, își zise în gând și Lily, se afla în fața blocului, acolo unde parcase Klaus. Mașina dispăruse. Zăbovi o vreme pe afară, scotoci parkingul, îl strigă, cercetă disperat în toate părțile, în nădejdea că Klaus s-ar putea ivi după vreun colț. Poate s-a repezit până în oraș să mai cumpere ceva. Poate vrea să-i facă o surpriză. Poate... Nădejde zadarnică o știa, o simțea cu întreaga ei făptură. Klaus plecase și n-avea să se mai întoarcă. Închise aragazul și se lungi pe canapea, unde sunt câteva perne sub picioarele obosite. Se simțea incapabilă să-și adune gândurile, să înțeleagă ceva. De ce fugise? Căci practic fugise, spălase putina ca ultimul golan. În fond, erau doi oameni maturi, de o anumită calitate. Nimeni nu-i silea să procedeze altfel decât conform bunului plac. Există despărțiri decente, un adio. Și de ce voise să-l ia pe Max cu el? Intenționa să-l fure? Aberații! Nimeni nu-ți fură un câine ca Max. Ba mai trebuie să dai tu bani grei ca să scapi de el. Nu, conchise Lily. Când Klaus își manifestase dorința ca Max să-l însoțească, nu se gândea încă la fugă. Ideea i-a venit în secundele următoare, în timp ce cobora scările. Dar ce naiba putuse interveni pe scări? Ce anume îl speriase? Căci procedase ca un om care părăsește înspăimântat o casă în flăcări. Pe urmă, întrebările se țineau lanț. Încotro o luase. Era istovit, nu cunoștea pe nimeni în București, cel mai probabil s-o fi ascuns în vreun hotel. Deschise cartea de telefon și, începând cu capitol, luă hotelurile la rând. Nu, regrete, nici urmă de cetățean elvețian în registrele noastre. În cele din urmă, cedând presupunerilor cele mai sinistre,
telefonă la toate spitalele de urgență, nu omise nici morgă. Spre dimineață, istovită, dar și cu toate eventualele piste epuizate, Lily se duse la culcare. Dintre toate întrebările, una singură revenea cu obstinație, urmărind-o și în somn. De ce a vrut să-l ia pe Max cu el? Lily petrecu următoarele două zile într-o așteptare despre care ea însă știa că e absurdă. La urma urmelor însă, gândea cu ochii ațintiți pe fereastră și urechea atentă la telefon, mai există întâmplări bizare, un ceva care să-l fi împiedicat să se întoarcă, un ceva lesne de explicat, dar la care nu s-a gândit tocmai pentru că se află sub ochii ei, la îndemână. Pe două seara, trecând peste scrupulele demnității jignite, își luă inima în dinți și telefonă familiei P. Îi răspunse doamna. Chiar și spre surpriza lor, Claus sosise la câmpina în seara de anul nou pe la 11. Nu, n-a dat nicio explicație. Au petrecut revelionul împreună, au avut o grămadă de invitați și a fost foarte plăcut, s-a stat până dimineață. Ieri pe întâi, Claus a dormit toată ziua, iar azi de dimineață a plecat la București ca să prindă avionul de 12 sau de 13. N-a reținut exact. În mod normal, a ajuns de mult acasă, adică la Zurich. Lili închise stupefiată. Acum, chiar că nu mai pricepea nimic, adică în starea de oboseală în care se afla, istovit de drumuri și noaptea petrecută în ghețărie, Claus se vadează de la ea, unde lâmbia o cadă fierbinte pregătită cu dichis, masă îmbelșugată și un pat cald, ca să ia din nou în piept șoseaua până la câmpină. Îl dezamăgise? Cu ce? Se simțiseră foarte bine împreună, la aerobica de așternut nu ajunseseră, ca să zici că așa și pe dincolo. Și atunci, ce intervenise pe scară? De ce a încercat să-l scoată pe Max din casă? Îl sună la Zurich. Lily nu era o femeie scai, nici prin minte nu-i trecea că l-ar putea întoarce pe Claus, dar era o ființă căreia îi plăceau situațiile clare, fără echivoc, căreia îi plăcea să înțeleagă ce se petrece în jurul ei. În consecință, puse mâna pe telefon, avea să plătească o căruță de bani și încercă mai multe seri la rând să dea de Claus. Răspundea constant robotul, care înregistra mesajul fără alt rezultat. În fine, ultima tentativă. Îi trimise o scrisoare, o jumătate de pagină, deslușindu-i în termenii cei mai categorici că nu vrea și nu așteaptă nimic de la el, nici măcar scuze. Dorește doar răspunsul la două întrebări, două enigme care o vor urmări și apăsa toată viața. De ce s-a hotărât în ultima clipă să fugă? De ce vroia să-l ia pe Max? E gata să îndure orice explicație, oricât de dureroasă numai să existe. Claus nu răspunse niciodată. Nota autorului. Dat fiind că întâmplarea este strict autentică, aș plăti scump ca să aflu ce s-a petrecut de fapt în mintea lui Claus. Aici se termină povestirea noastră, ultima povestire din cartea Grasă și proastă. De mâine de dimineață vom începe cu romanul Necunoscuta din congelator. Vă mulțumesc tare frumos că ați fost alături de mine. Dacă vă face plăcere, puteți să îmi lăsați un comentariu. Pe mine mă bucur întotdeauna când citesc comentariile dumneavoastră. Eventual, puteți să-mi dați un like, un share. Și până data viitoare, să ne auzim cu bine. La revedere!